A fost nevoie de o explozie devastatoare în Dolj pentru ca autoritățile să iau o decizie simplă, una care ar fi putut duce la evitarea deflagrației de acum 2 săptămâni. Deși scurgerile de gaz metan în zonă sunt cunoscute de mult timp, abia recent a început montarea detectoarelor. Acestea vor semnala atunci când concentrația de metan ajunge la un nivel periculos. La 2 săptămâni după ce o casă a explodat în satul Bâzdâna din Dolj, autoritățile au decis să monteze aparate care detectează gazul în mai multe gospodării. Aici este senzorul de gaz, aici este ventilatorul, iar aici sunt cele două grile de ventilație. În fiecare cameră unde se doarme și unde se stă cel mai mult, o să dăm și niște găuri de aerisire. Senzorul de gaz va fi alimentat la curent, în momentul în care vreodată se va detecta gaz în încăpere, senzorul va alarma și va porni ventilatorul care va elimina gazele prin găurile de ventilație pe care le dăm. Până acum 5 localnici au fost evacuați și 7 gospodării au fost izolate de autorități. Mai liniștit, mai în siguranță, cum se spune. Păi ce că suntem săraci? Mai ne dete și paguba asta dacă ne mută de pe ceea ce facem. Aparatele se vor monta în 20 de case din localitate, atât în cele în care a fost detectată prezența gazului, cât și acolo unde nu s-au înregistrat până acum probleme. Gazul nu are un miros, nu are nimic, e incolor, e așa, nu se simte. Gazele ar fi, aparatele ar face un lucru foarte bun să fie montate. Deja gazele erau prin fântâni mai demult, erau 2-3 puțuri care încă nu puteau fi folosite. Și nimeni nu zicea nimic. Nimeni nu a zis nimic până când nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat acum. Ultimele măsurători au indicat prezența gazului în 8 gospodării. Ne sparie, dar ce să facem? Unde să ne ducem? Că suntem bătrâni, mamă. Ne mai ducem pe capul copiilor. Nu credea ei că mort. O bătrânică aseară a certat-o pe fiica dânsei că nu, eu vreau înapoi la casa mea. A venit și a văzut pisicuța, câinici, cățăici au avut prin curte, le-au dat de mâncare și până la urmă au plecat înapoi. Autoritățile vor face foraje săptămâna viitoare în gospodăria afectată de explozie pentru a vedea cât de mare este punga de gaz. Un controversat proiect de lege alarmează opinia publică. Mari iubitori de pisici, românii au aflat că felinele care rătăcesc pe străzi sunt gata să aibă o soartă crudă. Pot fi prinse, duse în adăposturi și eutanasiate, așa cum se întâmplă în cazul câinilor vagabonzi. Ideea, care îi aparține unui deputat, a stârnit un adevărat val de nemulțumiri. Ce urmează acum știe colega mea, Iasmina Ardelean. Iasmina, bună seara! Bun găsit, deputatul și-a retras inițiativa la doar câteva zile după ce a depus-o în urma controverselor stârnite. Concret, acesta propunea ca pisicile nesupravegheate să fie asimilate câinilor fără stăpân. Adică, acestea urmau să fie prinse, duse în adăposturi, tratate și sterilizate, așa cum se întâmplă în prezent cu câinii de pe străzi. Însă, prevederea care a stârnit o amplă controversă se referă la faptul că pisicile puteau să fie și eutanasiate în cazul în care nu erau adoptate sau sufereau de boli incurabile. În plus, inițiativa obliga proprietarii de pisici să le microcipeze, astfel încât să poată fi sancționați dacă le abandonau. Acum, deputatul a renunțat la idee deocamdată, însă va lansa o dezbatere publică pe acest subiect, având în vedere că într-una din două case există cel puțin o pisică. Deocamdată, acestea au fost informațiile. La revedere! Spune-mi în ce cartier stai ca să-ți spun cât te costă piața. Clienții care vor să se aprovizioneze din buricul târgului trebuie să scoată bani buni din buzunare. La polul opus, spre periferia capitalei, găsim piețe ieftine, unde produsele pot costa și de 2-3 ori mai puțin. Așa că oamenii străbat zeci de kilometri ca să cumpere cu cel mai mic preț. Plecăm de la kilometrul 0 al capitalei spre două dintre piețele frecventate de bucureșteni, piața Rahova și piața Domenii. Prima oprire o facem la cea din tâi, care se află la periferia Bucureștiului. Aici este forfotă mare printre tarabe încă de la primele ore ale dimineții. În inima cartierului Rahova găsim una dintre cele mai căutate piețe datorită prețurilor mici. Oamenii din toate colțurile capitalei vin să se aprovizioneze de aici și asta pentru că unele fructe și legume sunt chiar de 2 ori mai ieftine decât în alte piețe bucureștene. Să aruncăm deci o privire asupra prețurilor. Aici ridichiile și ceapa verde se vând cu 1,50 lei. Cartofii costă 4 lei kilogramul, spanacul este 7 lei pe kilogram, roșiile sunt 10 lei kilogramul. În căutarea celor mai mici prețuri, oamenii străbat și 10 de kilometri dintr-un cartier în altul pentru a cumpăra din această piață. Așa am văzut la că eu stau în cartierul Crângaș. Și am văzut de pe Facebook ăsta că ce e mai ieftin pentru că vin niște din alte
sate pe aici. Când am văzut, zic, ia să încerc și eu. Și am venit cu geamantanul să fac piață pentru toată săptămâna. Am luat tramvaiul 11 și pe urmă două stații încă n-am altă la aceasta. 32. Sunt mai ieftine la noi aici decât în alte piețe. Mai vin clienți, mai vin. Și din Doroban, și din Floreasca, spune că din Militar, din partea aia, din Gorjului, că zice că sunt prețurile mai ieftine la noi aici. Să știți că mi se pare o piață foarte ieftină față de alte piețe. Ne mutăm în Piața Domenii, unde bate vânta pagubă. Clienții abia dacă se zăresc. În Piața Domenii, din cartierul cu același nume, recunoscut încă de pe vremuri ca un cartier al elitelor și prețurile sunt pe măsură. Aici, un kilogram de roșii costă 20 de lei, cartofii se vând cu 6 lei kilogramul, iar salata și ridichile costă 5 lei. Comparativ cu Piața Rahova, aici prețurile anumitor legume sunt și de peste 3 ori mai mari. Altele sunt duble, cum ar fi ceapa uscată, care se vinde și cu 10 lei kilogramul. Castraveții costă 30 de lei pe kilogram, spre deosebire de prețul din piețele de la periferie, care este de numai 12 lei. Și la spanac este o diferență de câțiva lei. Față de alte piețe, puțin mai scump. Așa se zice, că e un cartier mai bogat. Faceți piața de obicei aici, la Piața Domenii? Nu. Deci nu e de nasul nostru. La pensii mici ce să căutăm noi la scumpete asta? Așa că nu e de mirare că unii pleacă acasă cu sacoșa goală. Ce ați venit să luați de pe la piață? Nimic, e foarte scump. Totul e scump. Cu toate că suntem tentați să credem că cele mai scumpe piețe sunt în capitală, cele mai mari prețuri sunt în orașul Deva, iar pe locul 2 se află Cluj-Napoca, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Săptămâna aceasta a fost un chin pentru călătorii Societății de Transport București. Ploaia a ajuns până în interiorul tramvaielor și autobuzelor, spre disperarea celor care au fost nevoiți să circule cu aceste mijloace de transport în comun. Nici în stații situația nu este mai bună. Călătorii nu au unde să se adăpostească pentru că acoperișurile sunt mai mult de formă. Pe imagine se vede cum apa a ajuns până și în interiorul unui tramvai Imperio. Astăzi nu a mai plouat la fel de mult în capitală. În schimb, călătorii au venit pregătiți în caz de orice. Haide să ținem umbrela, băi, dacă plouă normal, că acum trebuie să fim pregătiți pentru orice. Ploaia din tramvaie nu i-a luat prin surprindere pe cei mai mulți dintre călători. Spun că sunt obișnuiți cu situația și că nu sunt străini de aceasta. Plouă în... Uitați, și roaiele astea se văd. Când plouă pe scaune, trebuie să te ferești de ploaie, că te stropește. Și nu sunt mulțumite, nu suntem deloc. Chiar acum o doamnă în mașina 381, era un loc gol, s-a oferit să-l stea pe locul ăla, dar acolo era o baltă de apă. Iar problemele nu se opresc aici. Nici în stații, călătorii nu sunt mai protejați. Spre exemplu, în această stație, suportul unde cândva era montat un geam de protecție este folosit acum pe post de scrumieră. Mai mult decât atât, călătorii nu se pot feri de vânt și ploaie pentru că acoperișul este rupt. Facem o paralelă la căruță și aia eventual ar avea un coviltir. Practic, în această situație, orică ești afară în aer liber, ori în mijlocul de transport sau în acest spațiu care de fapt nu este amenajat, e același lucru. Iar dacă vrei să afli programul și traseul tramvaielor, ar trebui să te mulțumești cu această bucată ruptă de hârtie. Am cerut și un punct de vedere din partea STB, însă până la această oră nu am primit niciun răspuns oficial. Pe lângă portofel și sacoșă, mulți se înarmează și cu foaie și pix atunci când merg la cumpărături. În fața rafturilor din magazine se rezolvă adevărate probleme de matematică. Clienții adună, scad și înmulțesc ca să fie sigur că nu au o surpriză la casa de marcat. Studiile arată că aproape jumătate din salariul unei persoane se duce pe alimente. O imagine de-a dreptul sfâșietoare a fost surprinsă într-un magazin. O bătrână calcula cu atenție produsele puse în coș, un peisaj pe care îl vedem parcă tot mai des în fața rafturilor. Supermarketurile i-au întors pe mulți în băncile școlii la ora de matematică. Înarmați cu pixul și foaia, oamenii se plimbă printre raioane, se uită atent la prețuri și își notează, adună, scad, înmulțesc și trag linie. Problema e simplă, totalul trebuie să coincidă cu ce au în portofel. Dacă cumpărături mari facem așa când e ziua de pensie, ca să ai bani, dar altfel... Face 2 lei plus 4 lei. Această femeie se plimbă printre raioane cu foaia și pixul în mână. Calculează totul până la ultimul ban ca să fie sigură că își permite ce a pus în coș. Doar așa reușește să-și drămuiască puținii banii pe care îi are. Îi spun de la început, vedeți că am, să zic, 3 milioane vechi. Când ajung la 3 milioane, stop și gata. Dacă aruncăm o privire în magazine, vedem cum clienții se uită de două ori la preț înainte să iau un produs, să nu cumva să aibă vreo surpriză la casa de marcat. Deja eu la casă știu aproximativ cât mă costă. Cam cât de exact știți total?
foarte diferență dacă să fie câțiva lei. Ne calculăm că n-avem ce face. Mulți vânează ofertele și promoțiile ca să mai facă o economie la buget. Peste 40% din venit este pentru hrana zilnică. Inflația a atins pragul de 7,4% luna trecută. În continuare, prețurile din magazine sunt în creștere, dar într-un ritm mai scăzut decât în anul precedent. O familie de români a fost condamnată la 50 de ani de închisoare în Spania pentru că a exploatat și umilit 10 compatrioți care veniseră să muncească în peninsulă. Sentința definitivă a fost dată de Curtea Supremă de la Madrid. Ororile au avut loc în Sevilla, unde cuplul de români și cei doi copii ai lor au sechestrat victimele, inclusiv o minoră însărcinată și cu handicap, în două case ocupate abuziv. Românilor aduși la muncă li s-au promis câte 25 de euro pentru fiecare sac de cartofi cules în Spania, dar nu și-au primit niciodată banii. Mai mult erau ținuți în condiții inumane și obligați să-și caute hrană în pubelele de gunoi. Un an și jumătate a durat coșmarul vieților oameni până când autoritățile iberice au intrat pe fir și au arestat vinovații. Acum victimele vor primi și despăgubiri de 100.000 de euro de la cei care i-au exploatat. Veste bună pentru spitalul din Târgu Bujor, care se confruntă cu un deficit de medici. Un tânăr venit tocmai din Camerun este noul specialist al secției de obstetrică ginecologie. Medicul exotic a învățat deja limba română, iar prin mâinile lui vor trece anual aproape 600 de paciente. Cum vă simțiți astăzi, doamna Anișoară? Bine. Ok. Mai doare burtă? Nu. Ok. Ultimele analize l-au ieșit bine. Da. Și de mâine puteți să plecați acasă. Anișoara este unul dintre cei 60.000 de pacienți care beneficiază de serviciile medicale ale Spitalului Orășenesc din Târgu Bujor. Unitatea medicală suferea din cauza deficitului de medici, însă totul s-a schimbat atunci când pe poarta spitalului a intrat Mbambu Kamga, un camerunez care s-a îndrăgostit de țara noastră. Cum a fost azi noaptea? Bine. Ați mai avut contracție? Nu. Este primul specialist în videocolposcopie și ultrasonografie din Târgu Bujor. A studiat la Facultatea de Medicină din București și a luat examenul de specialitate cu notă mare. Acum este fericit că a ajuns să lucreze într-o secție dotată cu toată aparatura necesară. Prietenii mei, de fapt, m-au sfătuit să vin aici. Mi-au spus că este și nevoie de medici în provincie și așa. Atunci eu am căutat, am aplicat și am ajuns în România în 2008. Fratele meu mai mare, el a făcut aici medicina în timpul lui Ceaușescu și după ce el a terminat, mi-a sfătuit să vin. Că se face bine medicina aici, că se învață bine. Colegii lui sunt mai mult decât fericiți că au un astfel de ajutor, la fel și pacientele. Întotdeauna dumnealui e foarte bine dispus sau predispus din punct de vedere să știi și să înveți și îți dă interes. Domnul doctor este foarte binevenit și plus de asta vreau să spun, este bineînțeles și de colegii noștri. Apariția noului medic reprezintă investigații medicale noi și mai puține drumuri până la spitalele din municipiul Galați pentru paciente. Ne bucurăm că medicul din Camerun a venit la noi pentru că avem aproximativ 600 de paciente pe obstetrică ginecologie pe an. Aveam un singur medic, dar nu era suficient. În plus, cele care vor trece pragul spitalului vor beneficia în curând de o secție pentru obstetrică ginecologie nou-nouță, complet modernizată. News Time se oprește aici. Sunt Radu Andrei Tudor. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal de 2. Să aveți o seară așa cum vă place. La noapte cerul va fi mai mult noros. Va ploa în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei, local în Oltenia și Moldova și pe arii restrânse în rest. La munte vor predomina ninsorile, iar pe alocuri în estul Transilvaniei și în zona deluroasă a Munteniei și Moldovei se vor semnala și precipitații mixte. Izolat se vor acumula cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat, în special în masivele sudice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între -1 și 6 grade. Pe suprafețe mici vor fi condiții de ceață. Mâine valorile termice
termice vor fi ușor mai ridicate față de ziua precedentă în vest și parțial în sud-vest, unde se vor situa peste mediile multianuale specifice pentru jumătatea lunii martie, iar în restul teritoriului vor fi în general comparabile cu cele din ziua precedentă și apropiate de norme. În sud, centru și est, nebulozitatea va fi în general persistentă, iar în rest, cerul va fi temporar noros. Temporar va mai ploua în cea mai mare parte a Munteniei, local în Transilvania și pe arii restrânse în rest. În zona de munte se vor semnala precipitații mixte, iar la altitudini mari, mai ales ninsori. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 15 grade. Dimineața izolat va fi ceață. Iar acum să vedem cum va fi vremea în fiecare regiune a țării. În Muntenia se anunță atmosferă mohorâtă și ploi, mercurul din termometre urcă până la 8 grade în Ploiești și 11 grade în Călăraș. În Transilvania cerul va fi mai mult înnorat și va ploua, maximele ating 10 grade în Cluj și 12 grade în Târgu Mureș. În Moldova cerul va fi variabil cu norări trecătoare, se vor înregistra 9 grade în Focșani și 10 grade la Botoșani. În vestul țării va fi o zi închisă cu maxime de până la 14 grade în Timișoara, la fel și în Arad. În Oltenia va fi o zi mohorâtă cu ploi pe arii restrânse, vor fi 10 grade în Slatina și 12 grade în Craiova. În Dobrogea se anunță vreme plăcută, vor fi și intervale cu soare, iar termometrul va indica 10 grade în Constanța și 9 grade în Tulcea. În capitală cerul a fost mai mult noros, temporar a plouat, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 10 grade. La noapte cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 3-4 grade. Mâine cerul va avea norări și trecător va ploua slab, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi de 7-8 grade. La munte cerul va avea norări și va ploua, iar în special altitudini de peste 1200 de metri vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă. În Carpații meridionali și de curbură, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat. Vor fi 2 grade în Sinaia și 5 grade în Semenic. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme.